Salut prieteni, bine v-am găsit din nou pe tutorialevideo.info și în acest tutorial video de astăzi vom vorbi despre Facebook Page Manager. Pentru cei care au pagini web, probabil că și-au dorit să poată să vadă direct de pe telefon dacă ce like-uri noi au primit sau cine ce-a mai scris pe pagina lor de Facebook, adică pe pagina website-ului, cum ar veni. Noi vom da click pe install. Această aplicație a fost lansată de ceva timp. Tot am vrut să o prezint, însă nu ne-a mai permis timpul și astăzi am să vă arăt exact cum se vede și ce beneficii ne oferă. În mod normal, de pe Facebook-ul instalat pe telefon nu putem să vedem noile like-uri sau ce s-a mai scris pe pagina noastră sau cine a mai scris acolo. Da, acum se instalează. Și am dat click pe open. Da, în cazul în care sunteți conectat deja, o să vă întrebe că continuați cu contul dumneavoastră sau puteți să dați click pe Not You și să vă logați cu alt cont. Eu îi dau continue și el deja se da, după cum vedeți, suntem pe adică în momentul de față suntem pe pagina tutorialevideo.info. Putem da update status și haideți să scriem Facebook. Pardon. Page, da? Și dăm click pe post. Nu m-am postat o chestie ca să vedeți că am postat în numele website-ului tutorialevideo.info, da? Și de aici puteți să vă să intrați pe depinde câte pagini aveți. După cum vedeți, eu administrez câștigă bani online, concursul online, toplița turistică și Asion, da? Și de aici pot să-l văd haideți de exemplu să vedem la câștigă bani online, da? După cum vedeți aici am 3 like-uri noi. N-am și arată cine a dat like, exact cum ne arată de pe calculator. În cazul în care nu ajungeți foarte des la calculator, este foarte bună această aplicație ca să vedeți cine v-a dat și când v-a dat like. Ok, atât despre Facebook Page Manager. Ne auzim în tutoriale video viitoare. În cazul în care aveți întrebări, sugestii, reclamații, nu ezitați să ne lăsați un comentariu. La revedere și o zi bună!